Bun. Acum am ajuns și la momentul culminant. Îl voi invita să vorbească pe George Simion și sper ca el să aibă cuvântul hotărât. Aplauzele astea sunt pentru voi. Aplauzele astea sunt pentru fiecare dintre voi. Pentru că le meritați. Ați venit în spatele meu când mulți alții s-au gândit de 10 ori și n-au făcut-o. Din diferite interese, din diferite frici. Pentru că au fost amenințați, șantajați. Pentru că ei înșiși au fost lași. Și au preferat să stea în colțul lor mic. Dar noi nu suntem oameni mici. Noi suntem oameni mari care vrem să avem o țară mare și care încă mai rezonăm când auzim imnul sau când vedem tricolorul. Și eu cred că ascultând pe parcursul ultimelor 90 de minute atâtea vorbe de duh, atâtea vorbe înțelepte, le-am înțeles și pe doamna Maria și pe doamna Zoe și știm și noi că drumul pe care îl avem în față este greu. Este foarte greu, dacă nu imposibil, dar dacă nu ne alegeam drumul ăsta în viață, nu mai eram nici unul dintre noi aici, în luna august, să pornim o mișcare care este vitală pentru națiunea română. Și pentru asta vă mulțumesc și aplauzele sunt pentru voi. Suntem 300 de suflete aici, suntem 300 de patrioți aici, din toate colțurile lumii și alte câteva mii care ne urmăresc și se sunt alături de noi prin toată lumea. Suntem una din entitățile sănătoase care au mai rămas în neamul ăsta. Eu unul sunt unionist. Și voi, fie că o știți, fie că nu o știți, fie că ați înțeles unele din vorbele care s-au spus mai devreme sau nu le-ați înțeles, sau la altele trebuie să mai dezbatem, dar și voi sunteți unioniști. Unionism înseamnă nu doar unirea dintre cele două state pe care neamul nostru le are în prezent, România și Republica Moldova. E mult mai mult decât atât. Unionism înseamnă dragoste de frate. Unionism înseamnă că atunci când auzi despre românii din străinătate că îți vorbesc de tricolor, tu să fii acolo lângă ei. Și când vezi români din străinătate că se mândresc că sunt români, să îi dai drept exemplu și să încerci să iei lângă tine. Și eu cred că dacă nu eram unionist, nu înțelegeam ce-i cu mine în viața asta. O să încerc să vă traduc ce s-a vorbit un pic până acum prin prisma experienței mele. Nu că n-am înțelege și n-am vorbit aceeași limbă, dar vă spun prin experiența mea de unionist. E o alegere simplă pe care o avem în viață. Dacă ești de partea binelui sau dacă ești de partea răului. Dacă ești de partea oamenilor onești sau dacă ești de partea hoților. Dacă vrei să faci bine nu doar pentru tine, ci și pentru familia ta, ci și pentru comunitatea ta, ci și pentru neamul tău, înseamnă că ești la fel ca noi. Înseamnă că vrei bine. Înseamnă că ești pe o cale dreaptă și trebuie să zdrobim împreună
forțele astea ale răului. Fie că unii zic că e Satana, alții zic că e Dragnea, alții zic că e PSD-ul. Eu cred că e vorba de noi, care trebuie să ne învingem în primul rând pe noi. Și trebuie să știm noi să excelăm ca persoană, ca familie, ca și comunitate, ca și neam, ca și țară. Ei, de asta, dragii mei, sunt bucuros că vă am alături, de la Andrei din Otopeni până la Ovidiu, care a venit din Baia Mare și mi-a adus o sticlă de apă din Baia Mare. Fie că e Cristina sau Ana, care au venit din Londra, sau Vasile, că a venit din Madrid. Ați venit pentru că simțiți că putem să facem bine. Ați venit că simțiți că suntem, într-adevăr, cum s-a zis, în față cu ultima noastră șansă. Și după campania electorală în care mi-ați fost alături, puteam să-mi văd frumos de viața mea. Am avut multe voturi în Tenerife, puteam să mă duc așa frumos pe insulă, între toți votanții și votantele pe care le-am avut în Tenerife, dar un jurământ ne leagă. Jurământul meu personal m-a făcut să descoper că avem un al doilea stat românesc peste Prut. M-a făcut să descoper că avem români și în Timoc, și în Cernăuț, și în Bugeac. Jurământul meu personal m-a făcut să descoper cu câțiva ani în urmă, dar cel mai mult în campania asta, că românii din exil, românii din străinătate, au o dragoste nemărginită de țară. Și pe lângă faptul că vrem să facem bine, cred că ne-a mai adus un lucru aici în sală. Ne-am săturat și suntem un neam săturat, care mai are puțin și dispare dacă nu acționăm. Ne-am săturat pentru că nu mai avem siguranță. Ne-am săturat pentru că tot ni se vând povești, ni se vând gogoși despre cum trebuie să mai treacă generații de sacrificiu după generații de sacrificiu într-o țară care e destul de bogată și care are și aur, are și petrol, are și gaze, are și păduri, la care toate au fost rase sau date pe nimic de niște așa ziși conducători, care nu sunt ai noștri. Și nu suntem noi vinovați și nu e vinovat neamul românesc și poporul român pentru aceste specimene care ne-au condus în ultimii 30 de ani și de care ne-am săturat și cu care, dacă nu pornim pe calea asta și nu ne găsim într-o entitate comună politică, nu avem cum să-i înfrângem. Dacă nu ne adunăm noi toate forțele binelui, o să câștige definitiv războiul ei. Știți cum e? E ca la fotbal. Când unii jucători joacă prost, sunt schimbați, sunt înlocuiți. Din păcate, în ultimii 30 de ani, nu i-am locuit nimeni. Sunt tot acolo. Se schimbă între ei pe alte posturi. Acum, în perioada asta, atacanții au fost unii din gașca lui Ali Baba și cei 40 de hoți. Pe Ali Baba l-au băgat frumos la Rahova și am rămas cu cei 40 de hoți. Și din spate, cei care o să fie atacanții de mâine, dar acum sunt fundașii,
din mai multe puncte de vedere. Ei vin cu niște interese străine neamului românesc și își bat joc și de cei care vor unirea cu Basarabia sau unirea cu țara mamă pe celălalt mal al Prutului. Își bat joc și de cei care vor la revenirea la instituțiile pe care le-am avut în perioada interbelică și la normalitate. Își bat joc și de românii din exil, românii din străinătate, pe care îi folosesc cu prilejul alegerilor și așa cât un meeting pe an. Își bat joc de toți și joacă un teatru și un film prost. Foarte prost. Și tocmai de asta trebuie să venim cu toții în cadrul aceleiași mișcări, în cadrul aceleiași entități, ca să putem lupta. E nevoie de oameni care să lupte. Pentru că altfel, dacă stăm pe margine, dacă stăm pe tușă, întotdeauna o să joace jucătorii ăia proști pe care i-am avut în ultimii 10 ani și la Naționala de Fotbal a României. Noi acum poate arătăm în ochii voștri ca Naționala de Tineret. Dar începutul trebuie să fie pe temelii bune și de asta am vorbit mai devreme de valori. Chiar dacă pentru unii este plictisitor. Pentru că trebuie să înțelegem temelia. Da, avem nevoie pentru ca națiunea noastră să fie sănătoasă, să folosim niște mijloace. Învățământ, sănătate, infrastructură. Dar astea sunt lucruri materiale care vin dacă ai fundament. Și nu putem construi această entitate politică fără a avea aceste fundamente. Și v-am zis, dacă suntem pentru unire, dacă suntem unioniști, dacă vrem bine, dacă vrem adevăr, dacă noi suntem oamenii cinstiți, care ne luptăm cu hoții, e, dragii mei, atunci înțelegeți de ce am chemat alături de noi și alte entități. Pentru că e foarte frumos să pornim pe calea noastră și să nu ne uităm în stânga și în dreapta. Și mă bucur mult că în sală, alături de noi, sunt oameni care, la fel ca și noi, au proiecte de a merge pe calea dreaptă. În unire stă puterea noastră și o să vă rog, i-ați aplaudat pe cei din alte entități politice, haideți să-i mai aplaudăm o dată și să-i invităm să facem împreună. În unire stă puterea, trebuie să ne unim. Și trebuie să venim cu o viziune. Pentru că actualul stat, creaturile astea ale sistemului care ne conduce, statul ăsta care e capturat, în loc să fie statul român care să lupte pentru interesele neamului românesc, în loc să aibă ca scop propășirea materială și spirituală a poporului român, cum jură ei pe Biblie, știți? Și o fac foarte fals. Gașca asta, care din 89 încoace, dar poate chiar mai de mult din 49 încoace, a capturat statul nostru, gașca asta are toate pârghiile. Are pârghii mediatice. Are bani. Are pârghii administrative. Normal. Știm, doamna Zoe, și ne înclinăm în fața generațiilor dinaintea noastră care și-au dat viața pentru același deziderat. Dar nu avem în fața noastră decât un drum cu sens unic. Decât înainte să ne asumăm bătălia asta. Ne dă cineva șanse de reușită?
din oamenii, așa zis, normali de pe stradă, acum nu. Dar dacă fundamentul nostru este bun și dacă ne-am regăsit în această sală împreună și dacă ați avut răbdare să mă ascultați, eu cred cu tărie că avem toate șansele. Ei nici măcar resursă umană nu mai au de partea lor. Ați văzut cine ne e prim-ministru. Ați văzut ce fel de miniștri avem. Ați văzut, sau dacă nu știți, am avut 23 de premieri în 30 de ani de la Revoluție încoace. Lucrurile astea nu sunt întâmplătoare și noi le știm. Important este cum luptăm, care ne sunt pârghiile noastre. Păi în primul și în primul rând sunt oameni, sunt resursa umană. Dacă între cele patru valori pe care le vedeți o să găsiți pe lângă credință, pe lângă națiune și pe lângă libertate o să găsiți familia, din punctul meu de vedere, oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei națiuni. Ori, națiunea română în momentul ăsta este peste jumătate, peste hotarele actuale ale României. Indiferent cât de greu va fi drumul ăsta, indiferent cât timp va lua, trebuie să mergem înainte. Și trebuie să reușim. Și o să reușim numai împreună cu voi. Vreau să pornim astăzi pe un drum împreună. Vreau să fim altfel decât ei, decât partidele care ne-au condus în ultimii 30 de ani. Și printre primele propuneri pe care vreau să vi le fac, este ca resursa noastră umană, cei care hotărăsc pentru entitatea noastră, cei care au drept de vot, să treacă un test de cunoștințe generale. Nu știu dacă sunteți de acord sau nu. Ceva normal. Da. Despre asta e vorba. Ne conduc unii care n-ar trece un minim test de cunoștințe generale. Și dacă noi vrem să implementăm ceva pentru statul România, pentru statul Republica Moldova și oriunde trăim în lume, trebuie musai să începem de la noi. Să ne schimbăm pe noi și de la entitatea viitoare pe care o formăm. Și dacă sunteți de acord cu această propunere, trebuie să înțelegeți și vă rog din suflet să înțelegeți. Chiar e cald aici. Avea dreptate Claudiu. Știu, e răcoare în sală. O să vă rog să înțelegeți că noi degeaba ne constituim într-un partid de dreapta, conservator, patriotic, naționalist, am auzit aici. Degeaba ne constituim partidul pe care îl așteptăm de 30 de ani, că asta vrem să facem cu toții. Vrem să contribuim la o forță care să facă lucrurile altfel. Dacă nu pornim de la noi și dacă nu oferim o viziune României, pentru următorii 30, pentru următorii 50 de ani și niște modele, o să fim exact ca ei. Așa că dacă ați fost de acord cu testul de cunoștințe generale, vă rog, aprobați, nu știu, prin aplauze. Vreau să fiți de acord și cu faptul că entitatea noastră viitoare
o să respingă prin membrii ei și prin pozițiile publice pe care le are orice privilegiu și pensie specială pentru parlamentari. Vreau să aprobați că entitatea noastră va respinge în forma actuală ajutoarele de la bugetul de stat, de fapt banii, o grămadă de bani care se dau în campaniile electorale pentru partidele politice parlamentare. Când vom ajunge partid parlamentar, noi nu o să fim de acord cu asta. Și vreau să aprobați la fel că nu vom accepta în rândurile noului partid oameni care au contracte cu statul român de zeci și sute și milioane de mii de euro. Și prin asta ne-am diferențiat din start pe lângă diferențierea doctrinară de restul entităților politice existente, pentru că toți liderii de partide politice din prezent au avut contracte de sute de mii de euro cu statul. Și au și se aprovizionează din banul public. Și de asta, dacă suntem de partea binelui, este suficient ca să înțeleagă oamenii. Și trebuie să fim noi un model. Nu mai, că e bine. Mă descurc, e transpirație. Vara trecută am mers pe jos de la Alba Iulia până la Chișinău și erau călduri din alea, vă dați seama, între 12 și 4 făceam pauze, dar 11, 12, 4, 5 prin soarele ăla, nu, suntem învățați, suntem căliți. Nu astea sunt piedicile pe care le avem în față. Dragilor, mă uitam, m-am abținut cât am putut eu de mult la filmul ăsta de groază care mi s-a servit de la Caracal și care a șocat întreaga societate românească. Și știți ce au făcut figurile cunoscute din spațiu public, mințile luminate care trebuiau să se facă că lucrează? Ei de 30 de ani se fac că lucrează. Mircea, fă-te că lucrezi, da? Ei, știți ce au făcut? S-au întâlnit și au dat către presă, pe care în mare parte tot ei o controlează, o știre că gata, au rezolvat cu apelurile de la 112 și cu tot sistemul de 112 pe care din banii noștri, din bani publici, au dat miliarde de euro. Știți cum au rezolvat? S-a rezolvat, nu răspund. S-a rezolvat. Îi bagă pe operatorii de la 112 în aceeași clădire cu cei de la poliție, ca să mai discute, dacă apare vreo problemă. Deci asta e soluția în 2019, în epoca tehnologiei, asta e soluția, viziunea lor pentru România. De fapt, interesul lor este să țină statul ăsta capturat, să-l secretuiască de bani și să mai facă o mie și una de softuri și povești din care să își tragă bani. Dar niciunul funcțional, ca să nu cumva să trebuiască să-și elimine rudele și pilele din sistem. Din sistemul ăsta cu care ne luptăm noi. Da? Așa că, dacă o să mai nimerim un pic de mass media care o să fie alături de noi, dacă o să mai nimerim un capitalist autohton care n-a fost încă terminat pentru că era prea independent, dacă o să mai nimerim ceva ajutor, altfel decât aveau partizanii din munți că le mai lăsau sătenii cât un boz de mămăligă undeva, așa, nu cumva să se întâlnească, dar îl lăsau acolo, poate ajunge la partizani. Ei, noi trebuie să luptăm în această entitate cu forțele pe care le avem la îndemână. Am un coleg, Nicolae Capcelea, care e foarte bun pe tehnică și care pregătește acum ceva. Ce vreau să vă zic? Viziunea noastră pentru România și pentru rezolvarea
problemelor pe care le avem în momentul ăsta ca țară trebuie să existe. Noi dacă nu venim în afară de valorile noastre pe care ne fundamentăm entitatea, în afară de mijloacele pe care le știe fiecare român, învățământ, infrastructură, sănătate, dacă nu venim cu soluții, în primul rând între noi ca să existăm și să fim eficienți și după aia la nivel de stat, degeaba existăm, că nu vom face bine. Vom duce niște oameni dintre noi în funcții publice. Și mi s-a propus de mii de ori, nu de mii de ori, dar mi s-a propus să fac parte dintr-o entitate sau alta pentru imagine, să beneficieze ei de pe imaginea noastră. Nu asta e ideea. Ideea este să facem bine, împreună. Trebuie să venim cu o viziune. Și ce au făcut ei rău în toți acești ani și dezavantajul din prezent să-l transformăm în avantaj. Dacă ei au făcut rău 30 de ani și suntem unde suntem, trebuie să ne gândim cum folosim asta în avantajul nostru pentru următorii 30 de ani. În epoca tehnicii, trebuie să ne folosim de ea ca să reușim în organizarea, în informarea și în democrația internă dintre noi. Eu știu că astăzi ați venit aici în sală pentru că aveți încredere în mine, pentru că aveți încredere în Claudiu, în Cătălin, în Codin, în oamenii de lângă voi. E important să existe de acum înainte fiecare dintre voi, în fiecare dintre voi un lider și un bun organizator. Așa că ce vă propun și e în stadiu, e în prototip acum, este să folosim, după cum v-am zis, tehnologia în propriu avantaj. Avem aici un instrument pe care îl folosesc 90% dintre români. Există mai multe telefoane deștepte decât canalizare în România. Ați primit cu toții acum un SMS pe numărul vostru. Asta a fost și o să fie în următorul minut, o să fie intenția noastră de a vă face să folosiți telefoane. Trebuie să ne organizăm, trebuie să facem în sfârșit o entitate politică care este democrată, care respectă voința membrilor săi, care este operativă în momentul când punem o întrebare aici, imediat voi să puteți răspunde și să fim eficienți și transparenți în ce facem. Și mai deștepți decât ei. Pentru că dacă vorbim de meritocrație, aplicația aceasta pe care o să o aibă fiecare din voi, fiecare dintre voi o să aibă un cont și o parolă a viitoarei entități politice. Aplicația asta o să vă permită, în funcție de cât contribuiți voi la viața viitoarei entități politice, viitoarei mișcări, să fiți recunoscuți. Despre asta e vorba. În multe partide de până acum, oamenii au lucrat și după aia au fost îndepărtați. Și vreau să știe oamenii ăștia că sunt bineveniți alături de noi. Din orice partid au fost. Pentru că nu e vina lor că au fost acolo. E vina sistemului. Problema este să nu fie din acei oameni care au furat din banii public, care au fost condamnați, care au avut contracte cu statul, pentru că nu ăsta este scopul mișcării noastre. Așa că viziunea noastră pentru următorii 30-50 de ani este debirocratizare, digitalizare, meritocrație, democrație. Dacă vrem să ajutăm diaspora,
dacă vrem să ajutăm diaspora, dacă vrem să ne ajutăm pe noi, dacă vrem să ajutăm Basarabia, trebuie să începem această mișcare. Oricât de greu o să fie drumul și oricât de mult o să dureze, noi trebuie să mergem până la capăt, conștienți că vom reuși. Nu uitați un lucru, unirea face puterea. Mă bazez pe fiecare dintre voi de aici din sală că o să dăm naștere soluției și salvării la a recupera acești ultimi 30 de ani și o să avem în sfârșit dreptate pentru neamul nostru. 30 de ani de acum înainte pentru a face o Românie de care să fim mândri, o Românie care să fie mare în Europa și mare în lume. Prin fiecare dintre voi, mă bazez pe voi. Unirea face puterea.